Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Micuța rază de soare, episoadele 37-39. Umran și avocatul se pregătesc pentru procesul de custodie. Firat speră să o poată convinge pe Dila să renunțe la proces, oferindu-i ceea ce și-a dorit întotdeauna, o viață departe de Umran. Când Dila află că procesul poate dura câteva luni, nu vrea să aștepte atât de mult și acționează singură, făcând greșeală peste greșeală. O convinge pe Gunj să se întoarcă acasă la ea de bunăvoie, mințind că altfel Elif va fi arestată din cauza ei. Gunj pleacă cu ea și nu vrea să se întoarcă la Elif când Umran și Firat vor să o ducă înapoi. Firat o anunță pe Elif, care o caută disperată pe Gunj, neștiind că a plecat cu Dila. Apoi ei o asigură pe Gunj că nu se va întâmpla nimic din ce a mințit Dila. Firat îi spune apoi lui Dila că i-a închiriat o casă în Barcelona și că a făcut toate pregătirile pentru mutarea ei. O sfătuiește să facă ceea ce trebuie pentru Gunj și pentru ea și să plece. Surprinzător, Dila acceptă. Elif este tare fericită când primește vestea. În ziua procesului, Firat o duce pe Dila la aeroport și apoi merge la tribunal cu o hârtie semnată de ea prin care renunță la proces. Din păcate, Dila nu pleacă și merge la tribunal și minte că el a constrâns-o să semneze. Umran a învățat-o să facă asta pentru ca Elif să fie din nou dezamăgită de Firat și să nu mai aibă încredere în el. Avocatul lui Dila spune o mulțime de minciuni prin care o pune pe Elif într-o lumină proastă. Elif nu are nicio șansă să câștige. Se va face testul ADN și până la următoarea înfățișare, Gunj este dusă la orfelinat. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.